Ce poate face o țară ca România cu 3 miliarde de euro? Păi ia să vedem. Poate plăti salariile bugetarilor timp de 3 luni de zile. Sau poate construi, fata Morgana o să spuneți deja, autostrada Comar din Brașov. Și mai rămân bani și de reabilitarea centurii Ploieștiului. Bonus. Sau poate subvenționa întregul sector agricol timp de un an de zile. 3 miliarde de euro. Atât a adus bugetului României Euroinsol și implicit Remus Borza, în numele firmelor pe care le-a administrat. Și asta doar în ultimii 3 ani. În termen de business, Remus Borza nu este un lider, nu are carismă și subtilități de PR, este însă un manager ale cărui performanțe nu pot fi negate. Și de fapt, despre asta e businessul, despre performanțe, nu despre dantelării și flic-flacuri între televiziuni. Bună seara, sunt Andrei Cristea, bine ați venit la Legile Afacerilor la Televiziunea Română. Seara bună, Remus Borza, bine ai venit bine la Legile Afacerilor, Andrei. Televiziunea Română. Hai să începem Sunt onorat de invitație. Mersi. Hai să începem cu epopeea. Cu epopeea business-urilor pe care le conduce, respectiv Hidroelectrica. Nu o să te las să spui toată povestea, că n-are nimeni atâta timp cât să spune toată povestea Hidroelectrica, dar hai să punctăm pe cifre și pe... Hai să despărțim legenda de business la Hidroelectrica mai bine. În regulă, sunt un maestru al cifrelor, așa că o să vă dau câteva care cred că au relevanța lor de la sine. Bun, în 2012, mai exact pe 20 iunie 2012, am preluat în administrare cea mai îndatorată companie din România. 5,3 miliarde de lei, valoarea creanțelor revendicate la masa credală. Noi am recunoscut, Euroinsol, administratorul judiciar de la Hidroelectrica, a recunoscut creanțe și a înscris ca atare în tabelul preliminar și ulterior, în tabelul definitiv al creanțelor, 4,3 miliarde de lei. Deci vorbim de aproape un miliard de euro. În 2012 am preluat o companie, costă 70 de milioane de euro, pierdere financiară pe ultimele exerciții financiare, 2011-2012. În 2012 am preluat o companie cu o trezorerie netă negativă de 763 de milioane de lei, adică cu minus. În 2012 am preluat o companie cu 841 de milioane de euro datorii la bănci. Cred că de departe era compania cu cel mai mare grad de îndatorare. Doar dobânzile în 2012, pe cele 841 de milioane de euro împrumutate de la bănci, s-au ridicat la valoare de 67 de milioane de euro. Adică să plătești în fiecare an 67 de milioane de euro doar dobânzi e o sumă. În 2012 am preluat o companie cu 5.239 de salariați, o companie care a înregistrat cea mai mică producție din toată istoria ei, de doar 11,8 teravați. Producția unui an hidrologic mediu e undeva în jur de 17 teravați. Sigur, au fost și producții record. 2010, de exemplu, o producție de 19,8 teravați. Sau în 2005 o producție de 20,1 teravați. De la 20 de teravați, aproape mai jumătate. Puțin de 12, okay. Mai puțin de jumătate. Pe data de 21 iunie 2016 am redat țării și implicit acționarilor Ministerului Energiei și Fondului Proprietatea cea mai profitabilă companie din România. Înregistra la bilanțul la 30 iunie 2016 o EBITDA de 68%. În valori absolute, un profit brut de 750 de milioane de lei pe primele 6 luni, surclasând cele mai mari companii din România după cifra de afaceri. Și aici mă refer la Petrom, la Romgaz, la Banca Transilvania. Banca Transilvania, care anul trecut a consemnat un record al profitului de aproape 2 miliarde de lei, a consemnat la primele 6 luni, la 2016, doar 481 de milioane de lei. Romgaz, o companie de 3 miliarde de euro, cifre de afaceri versus 800 de milioane de euro la Hidroelectrica, au un profit de doar 600 de milioane de lei la primele 6 luni. Asta creează premizele ca la sfârșitul anului Hidroelectrica să depășească 1,3 miliarde de lei, un profit, un record al profitului, un record absolut al profitului. În 2016, în iunie 2016, am redat țării o companie cu zero datorii. În planul de reorganizare s-a reușit o performanță unică de a plăti toate creanțele la valoarea nominală, ban pe ban. 500 de contracte, zic bine? Spuneam, Andrei, încă din toamna lui 2012, înainte de a da publicității raportul pe cauze, că la Hidroelectrica nu avem de-a face doar cu 10 băieți deștepți, cei 10 titulari ai contractelor de furnizare energie electrică, ci vorbim de 500 de băieți deștepți. În realitate, asta a fost cifra corectă.
în primul an de insolvență, noi am denunțat sau am renegociat 481 de contracte. 481 de contracte, toate detrimentale și prejudiciabile hidroelectricii, toate cu de la 3 lucrări la 10 fictive, ori cu prețuri de la 3 până la 18 până la ori, mai mare decât 10. Piața. Okay. Dar în egală măsură, țepe de ordinul sutelor de milioane de euro, chiar miliardelor de euro, s-au dat și pe alte tipuri de contracte. Contractele de retehnologizare, o sumă similară, tot de un miliard de euro, a fost cheltuită de Hidroelectrica din 1997 și până în 2012 pe lucrări cu încredințare directă, toate pe sumasă și toate la prețuri până la 8 ori mai mari decât piața. Cum să dau un exemplu? În această perioadă de referință, 1997-2012, Hidroelectrica a retehnologizat o singură centrală printr-un contract obținut pe licitație. Și aici mă refer la lotul Ciunget. E cea mai mare centrală de pârâurile interioare cu putere instalată de 510 MW. La fel au fost tunuri foarte multe și pe zona de mentenanță. În spatele celor 8 hidroserve, companiile puii hidroelectrici, mai erau încă 200 de lipitori. 200 de căpușe care nu făceau altceva decât prin intermediul celor 8 bidoane numite hidroservuri să se cătuiască de sevă hidroelectrica. Și sigur, și contractul colectiv de muncă cu 69 de prime indemnizații, bonificații, sporuri, o schemă supradimensionată, supraremunerată de personal, contracte de prestări, servicii, într-un cuvânt, contracte proaste. Ce s-a întâmplat cu hidroelectrica dacă nu încăpea în 2012? Intra în faliment. Dragii mei, în 2012, disponibilul din conturi, la momentul la care s-a deschis insolvența, era de 32 de milioane de lei. Gândiți-vă că e o sumă derizorie, sigur. Da. Raportat la 3,2 miliarde de lei, cifra de afaceri hidroelectrică, nu e o sumă, cine știe ce mare. Dar raportat la momentul la care am lăsat-o în iunie 2016, am redat-o acționarul cu 1,8 miliarde de lei cash, lichiditate bancară, sigur că e o sumă. Iarăși un indicator relevant. În cei 12 ani de existență a hidroelectricii, 2012, anul înființării și anul intrării în insolvență, Hidroelectrica a distribuit acționarilor 36 de milioane de lei cu titlul de dividende. 36 de milioane de lei. În 3 ani de insolvență, 2013, 2014, 2015, am distribuit 1,6 miliarde de lei. Că până la urmă, asta este indicatorul prin care se evaluează gradul de profitabilitate și eficiență economică a unei companii. Dividendele acționarilor, normal. Deci 1,6 miliarde de lei versus 36 de milioane de lei. Asta e diferența fundamentală între un management asumat, într-un management onest și responsabil și un management de cumetrie, în care trăia toată lumea bine mersi, firmele prietene ale managerilor, ale liderilor de sindicat, ale politicienilor, ale tuturor șmecherilor. Ai declarat că vei face o aroganță și o vei lista. Bun, aroganța trebuie să o facă acum acționarii, fondul, de fapt, Ministerul Energiei și fondul proprietatea. Noi am creat toate premisele încă din timpul insolvenței, ca să vorbim de cel mai spectaculos proces de listare al unei companii din România. După insolvență, valoarea companiei s-a apreciat teribil de mult. La o EBITDA de 500 de milioane de euro, că despre asta vorbim, proces de privatizare, aici asigur că vorbim de un multiplu de 15-20 de ori EBITDA. E la un minim de 15 ori EBITDA, ori 500 de milioane de euro EBITDA, valoarea de piață azi a hidroelectrică 7,5 miliarde. Dacă vindem 15%, că actele normative încă din 2011-2012 asumate de Guvernul României în raport și cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar, e să privatizăm 15%. E, 15% din 7,5 miliarde înseamnă aproape un miliard. Da. Aproape un miliard de euro. Deci ești băiatul rău pentru băieții deștepți din energie, cărora l-ai tăiat 480-500 de contracte. Spune-mi dacă ești băiatul rău și pentru salariați. Din păcate, o restructurare eficientă se face și cu costuri sociale. Iar la Hidroelectrică acest cost social s-a plătit cu vârf și îndesat. Spuneam, am preluat 5.239 de salariați și în urma mea am lăsat 3.200 de salariați. Deci putem spune că 45% din efectivele de salariați au plecat acasă, iar cei rămași în societate, evident, acestora li s-au diminuat într-o primă etapă veniturile salariale, deși
În 2014, 2015 și chiar 2016, veniturile salariale au crescut în valori absolute cu peste 7% în fiecare an. Okay. Deci te rog să-mi arăți o companie din România, indiferent de natura capitalului sau ce face, care își permite în fiecare an să crească fonduri de salarii undeva cu 7% anual. E o performanță unică. La fel cum performanță unică a fost și să alocăm 1,2 miliarde de euro buget de investiții pe intervalul 2015-2020. Dragă Andrei, mulți detractori în piață, că acum românii sunt specialiști, ei se pricep la orice, la femei, la fotbal, la politică, mai nou la energie. Au pus această performanță unică pe seama ce? A reducerii bugetelor de investiție sau de mentenanță la hidroelectrică. Aia cu ploaia am demontat-o, le-am arătat fraților. A plouat mult mai puțin în 2013, 2014, 2015 decât în alți ani. Tu știi că România trebuie să-și atingă, te întreb asta în contextul în care România trebuie să-și atingă o țintă de, până în 2020, de energie verde. Deci trebuie să producem niște energie verde și o parte din energia consumată în România trebuie să fie energie verde. Așa e normativele europene. Știi că pe lângă hidroelectrica, trebuie să mai avem și centrala nucleară de la Cernavodă, care produce și ea și urcă în sistemul energetic național. Nu e prea mult și prea cumva în urma vremurilor ce se întâmplă la hidroelectrica? Adică ne-ar trebui să ne uităm un pic spre țintele spre care se uită toată lumea civilizată, respectiv energie verde. Dragule, energia hidro este mai verde decât orice energie verde. Iar e o mare inepție, e o mare inepție pe acea schemă ultra-generoasă a statului român cu certificatele de verzi și schema de susținere a investițiilor pe energie, eoliană, fotovoltaică, cogenerare. Așa este. Dragule, apa care intră pe firul apei sau care o trag din lacuri, nu o consum. Nu o fierb, nu omor carcalacii din ea, peștii, nu se evaporă, din contră. Prin procesul de turbinare se oxigenează, se enobilează. Intră 1.100.000 de metri cubi de apă într-un an, tot 1.100.000 de metri cubi de apă iese. Nu vorbim de absolut niciun element de poluare sau de chimicizare a apei. Deci energia hidro este cea mai pură și cea mai curată energie din lume. Și hai să vorbim macroeconomic de capitalul autohton. Te văd foarte implicat. Și eu, în ceea ce privește capitalul autohton... Și înțeleg că pe lângă business... Nu mă pic, să mă scumulez două întrebări, că nu știu când o mai pun pe următoare. Deci te văd implicat și cred că în afară de business, și nu cred, știu că în afară de business, implicarea ta se traduce și te-ai hotărât să te implici îndeopște în treburile cetății, respectiv vei face pasul către politică. Am să las să detaliez aceste două lucruri. Mă uitam deja cu disperare la ceas. Eu n-am îndrăznit, dar să mă uit la... Dragule, încă din antichitate, din Grecia antică, intelectualitatea, filozofii erau cei care conduceau treburile cetății. E o datorie de onoare, o datorie de conștiință a intelectualilor români de a se implica în treburile cetății, cu atât mai mult după 26 de ani în care constatăm că nu suntem pe direcția cea bună. Cu toții clamăm nevoia de reformă, de reformă instituțională, de schimbarea unor năravuri sau mentalități, de mai multă modernitate a statului, eficiență, de mai multă europenitate, într-un cuvânt. Lucrurile astea nu se întâmplă. Și aici lucrul ăsta se poate explica, această involuție sau stagnare, plecând tocmai de la condiția intelectualului român. El s-a născut obosit, resemnat, blazat. Uite, acum plouă afară, gata, nu mai ieșim la vot, nu nimic. În schimb, noi suntem foarte combativi. Uite, la o șuietă cu tine, la un șpriț, la o partidă de table în parc, domnule, facem și desfacem guverne. Modele aspiraționale. Modele aspiraționale, mai ales pentru generațiile de tineri, de copii născute de după 90, care nu mai cred în nimeni și nimic, care nu mai au simțul datoriei față de patria, al sacrificiului față de semen, al respectului față de părinte sau de dascăl. Din păcate, aceste generații, și nu spun că sunt pierdute, am o astfel de tentație, au dezvoltat o mentalitate de asistat. Clamează ostentativ dreptul, uitând că au și obligații. Să ne aducem ce spunea Kennedy la un moment dat, nu te întreba ce face țara pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru ea. E sigur, e o vorbă în vânt, nici Kennedy n-a spus și prea bine, a vrut să fie el filozof și s-a trezit cu un glonț în cap. Bun, deci astea sunt generațiile noastre care stau cu mâna întinsă la pomană, așteptând pară măleață în gură nătăfleață, pentru că vezi tu, românii în evoluția lor ca națiune, ca popor, a dezvoltat acea o anumită mentalitate de slugă și un complex al inferiorității. Performanța lor din 2008 până în 2015 a firmelor străine, care au două treimi din tortul numit cifre de afaceri, 2,5 miliarde lei soldul profitului net. Firmele românești care reprezintă doar o treime, o performanță de 25 de ori mai bună
respectiv 55 de miliarde de lei soldul profitului pentru net. Pentru că banii pleacă din țară pe prețuri de transfer. Bravo! Chiar astăzi, în Ziarul Financiar, avea în editorialul lui Cristian Hostiuc, directorul publicației, 2014 a luat și a analizat. Companiile românești, 14 miliarde soldul profitului net, companiile străine, 2 miliarde de lei cu minus. Așa este. Deci este inadmisibil câtă vreme companiile străine sunt omniprezente în toate sectoarele cheie ale economiei românești să aibă o performanță atât de proastă. Nu cred că firmele străine vin să duc într-o țară, într-o piață ca să facă pierdere. Dar așa cum spuneai și tu, în realitate ele fac profit. Corect. Doar că își externalizează cu prețuri de transfer, pe tot felul de ingineri financiare, pe o insulă mai virgină decât aia altă, profiturile. Firmele românești nu sunt atât de inteligente în mecanisme de optimizare fiscală. Și firmele românești țin banii la ciorap, îl reinvestesc în România, creează locuri de muncă și își plătesc dările la bugetul statului. Bun. Te duci în politică pe o platformă de dreapta. Da. Care susține, dreapta înseamnă susținerea liberei inițiative, liberalism, susținerea antreprenorului. Categoric. Deci, până la urmă, clasa antreprenorială și capital autohton reprezintă veritabile motoare de creștere economică și pilon de stabilitate socială. Ne aducem aminte, prin anii 90, un slogan care a făcut carieră, mai ales în perioada tumultoasă a pieței universității. Dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Deci să redăm România românilor, aici vrei să ajungi, nu? Să redăm România românilor, ăsta e un slogan de campanie, nu știu în ce măsură va fi împărtășit de colegii mei de la partid, dar eu chiar cred sincer și organic, pentru că România nu mai e de mult a românilor. Marele decizii politice nu mai se iau de foarte mulți ani, nici la Cotroceni, cu atât mai puțin la Palatul Victoriei. La fel, din punct de vedere economic, noi suntem niște vasari. Vorbeam de România românilor și vorbeam de implicarea ta pe o platformă de dreapta în politică, dar hai să te mai întreb ceva. Bun, au plecat căpșunarii, sunt mulți, trimit bani acasă, ISD-ul se bazează pe ei, de acord cu tine. Dar am exportat din păcate și creiere, a exportat din păcate și foarte multă elită. Elită în care statul român bagă bani să o educe. Deci școala românească, așa bună, rea, hulită cum e ea, produce niște elite din moment ce Occidentul are nevoie de ele. Și mă refer la doctori, și mă refer la farmaciști, și mă refer la chiar și la avocați, și mă refer la oameni din construcții foarte buni. Deci ai pierdut și foarte multă elită. Pe lângă faptul că ai pierdut populație și demografică, e o problemă mare în momentul ăsta, știu ce foarte bine. Iar natalitatea nu te sprijină absolut deloc. Că glumeai tu la un moment dat, spuneai, lasă domnule, că dacă se închide hidroelectrica și să facem întuneric în România, o să fie frumos, că e mai romantic, creștem natalitatea, stăm pe întuneric. Da, bun, bun, o să-ți spun imediat. Deschisesem acea paranteză cu pământul românești. Că nici pământul patriei s-au răsculat atâtea generații de înaintași. Știu, și-au murit, știu procentul, vrem pământ, știu nu? Ce vrei să spui. Procentul, bun, din 6 milioane de hectare, teren arabil cultivat azi în România, peste 3 milioane de hectare, cel mai bun teren, mai ales din zona Banatului, din lunga Dunării, este la străini, vândut la străini, la austrieci, la italieni, la arabi. Jumătate, deci 3 milioane de hectare. Polonezii au făcut gâlci pentru 200 de mii de hectare. Sigur, mămăliga nu explodează. Ai văzut asociația de fermieri, Ministerul Agriculturii, guvernanții noștri, bă, ne vindem țara. Bun, de fapt noi constatăm astăzi că de fapt am vândut-o de mult. Nu știu de ce ne mai lamentăm, că și sloganul ăsta găsit de mine, să redăm România românilor, n-are nimic naționalist în el. Că până la urmă un naționalism economic ponderat e chiar necesar. Adică trebuie să protejăm, să ținem cu dinții de ceea ce e al nostru. Dreapta trebuie să se identifice tocmai cu clasa antreprenorială românească și trebuie să promoveze măsuri care să stimuleze, cum spuneai și tu la începutul dialogului nostru, economia de piață, concurența, libertatea comerțului. Lucrurile astea trebuie să se întâmple. În politică, din păcate, vedem aceleași figuri terne și eterne de 26 de ani. Sigur, unii spun, la vremuri noi tot noi, nu mai merge. Trebuie să dăm jos gerontocrația din politică. Pentru că, vezi tu, unii au intrat în politică prin 90 și o să mai iasă, din politică cu soborul cu picioare înainte când se duc la un loc de unde a fugit toată durerea, chinul și întristarea. Dar, pe de o parte, bine, trebuie să profesionalizăm și politica. E un rău necesar. Nu să o abordăm de o manieră conjuncturală și doar mercantil. Hai să mai ne facem un trafic de influență, un contract, un comision, ceva. Adică trebuie să existe seriozitate și asumare și trebuie, ca o profesie, pe termen lung. Și trebuie să vorbim de familii și de dinastii, de politicieni. Dar, din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă. Și îmi vine acum în minte că tot vorbeam de
capitalul românesc. E și o anumită pismă. Noi încă suntem tributari, după 26 de ani de economie de piață, unor abordări bolșevice. Avem o mentalitate absolut păguboasă, tributari acelui principiu al egalitarismului social. Așa este. Mă, noi nu suntem egali. Trebuie să ne fie clar. Eu nu sunt egal cu tine, că eu muncesc mai mult decât tine, chiar dacă nu sunt mai deștept decât tine. Și oamenii nu sunt egali nici de la zero, de la momentul la care se nasc. Că unii se nasc în palate de cristal, alții într-o cocioabă. Și până la urmă egal în ce? În mediocritate, în sărăcie, în promiscuitate, în delațiune. În loc să lăsăm, să lăsăm unii care vor sau care pot să facă mai mult. E foarte pentru că ipocrizie. Până la urmă prosperitatea acestor oameni, beneficiarea e tranziție, se redistribuie pe orizontala socială. Cu cât avem oameni mai bogați, cu atât suntem o națiune mai prosperă. Asta e specific în regimul ăsta de tehnocrasa, de Uniunea Națională, în țările bananiere, în țările africane, între două junte militare, să face un guvern de Uniune Națională până când mai vine un colonel sau un general, împușcă toți tehnocrații și iară se declară comandant suprem. Dar în Europa tu nu o să vezi astfel de experimente. Nu mai vorbesc de America. Deci până la urmă e o palmă și un regres în ceea ce privește evoluția noastră democratică. Dar societatea civilă, și aici iarăși vorbeam de condiția intelectuală, să ne fie clar, societatea civilă nu înseamnă 1000 sau 2000 de băieți și fete care se întâlnesc la comandă sau la ordin în piața universității și dărâmă un guvern. Nu asta înseamnă democrație. Băieții ăia pe mine nu mă reprezintă. Poate pe tine, pe voi, nu cred. Democrația trebuie exercitată prin niște instituții democratice. Iar acele instituții fundamentale a unei democrații sunt partidele. A, bun, sunt și ele niște instituții anacronice, ar spune unii, desuete, vetuste, se poartă discuții, se teoretizează de 50 de ani, în America, în Europa, de vreo 30-40 de ani, dacă ele mai sunt de actualitate. Mă, dar din păcate ăia cu 200 de ani de nu democrație poți să pui ceva spate, în locul n-au pus un surogat. Da, nu poți să pui ceva în locul lor, corect. Bun. Pentru că totuși un partid îți oferă un cadru instituțional, o platformă în care, și cu toată logistica, că, bă, un partid înseamnă organizații, sute de organizații, teritorialitate, finanțe, disciplină, un cadru în care pot apărea niște idei. Societatea civilă, deci nu e organizată în ONG-uri sau în meeting-uri spontane cu ghilimele de rigoare. Deci partidele sunt un rău necesar. Remus, hai să facem un exercițiu de imaginație și cu asta să încheiem. Să spunem că suntem pe 11 decembrie, când se termină alegerile. Sau hai să spunem 2 săptămâni după, că atâta știu că e termenul legal, se întâmplă să facă un guvern. Hai să spunem că ai șansa să faci parte din acest guvern. Care e postul pe care ți l-ai dori? Prima dată, bun, încă se discută dacă voi candida sau nu pentru parlamentare. După unii ce sunt un mucos, încă vreo 3-4 ani ar trebui să lipesc afișe pentru ei. Probabil voi candida pentru Senat. Am vârsta de Senat, priceperea și toate alea pentru Așa. Senat, dar voi candida pentru că totuși să o luăm step by step, nu pas cu pas, vorba unui clasic în viață, să o luăm de jos. Deci voi merge la cameră. Okay. Hai să vorbim sper să intru eu. Nu, mine mă interesează mai mult Parlamentul. Parlamentul a avut o evoluție, din păcate, stranie. S-a transformat într-o anexă a unor instituții sau autorități, ceea ce nu e în regulă. Azi Parlamentul e un preș, deșters pe picioare pentru unii sau pentru alții. Iubiților, instituția fundamentală a unei democrații este Parlamentul. Da. Este singura putere care se legitimează direct de la popor. Ori la Parlament te duci cu căciula în mână și nu cu zângănii de cătușe. Vorbim într-o democrație de separare a puterilor și în egală măsură vorbim și de acel echilibru, de complementaritate și sinergia dintre cele trei mari puteri. Dar în orice sistem de drept, în orice țară așezată, deasupra tuturor prevalează puterea legislativă, pentru că e poporul, puterea executivă, puterea judecătorească, sunt indiscutabil puteri, dar n-au aceeași forță și autoritate, că n-au legitimitatea dată de popor. Mai vorbesc mai jos de autorități sau instituții. Și să fiu înțeles, pentru că unii, mai ales dacă mi-a scăpat porumbelul și v-am spus unde am comis-o, adică la ALDE, a zis, bă, unde, la ăia antisistem, cu discursul ăla antisistem, nu știu dacă e perceput discursul lui Tăriceanu sau altui lider al partidului ca antisistem. Păi nu, un partid eminamente liberal, un partid care se identifică cu valorile liberale.
Și eu vreau să nuanțez dacă într-adevăr cineva are o astfel de percepție. O astfel de situație internațională foarte șubredă reclamă niște servicii foarte eficiente, foarte informate, foarte prompte. Iar România dintotdeauna a avut o cultură și și-a câștigat un respect al marilor puteri pe zona de servicii. Așa. Și un drept câștigat. Pentru că, totuși, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, sunt niște servicii care au slujit și servesc în continuare interesul național și patria. La fel, România are nevoie de parchete, are nevoie de justiție și are nevoie de dreptate. Iar ceea ce a făcut DNA în ultimii ani de zile, cu predilecție în ultimii 3-4 ani de zile, este salutar. Pentru că trebuie să recunoaștem, corupția în România a devenit endemică. Un flagel care a cuprins toate instituțiile statului. Iar evident că DNA-ul și-a făcut datoria și trebuie să-și o facă în continuare. Remus, ultima întrebare, de fapt o repetare pe ultima întrebare și te rog frumos să-mi răspunzi scurt. Și aia stai că n-am terminat. Deci e nevoie în Parlament de niște oameni ca tine, ca voi, ca noi, care să redea demnitatea și onoarea instituției fundamentale a țării. E nevoie de un Parlament puternic și e nevoie de un Parlament vizionar care să-și asume reforma statului. Și nu doar declarativ. Și în primul rând reforma marilor instituții și sisteme publice. Vorbim de infrastructură. Dragul meu, avem 300-400 de kilometri de autostrăzi. Eu fac țara, din păcate, sunt ca țiganul cu cortul. În fiecare săptămână, doar lunea, stau în București să fac mapele, după care o iau prin țară, în mașini, pe drumurile noastre proaste, în care mor zilnic zeci de români. Așa. Și în care alți oameni care ar trebui să genereze profit, performanță, pierd orele în trafic. Deci România are vreo 400-500 km de autostrăzi astăzi. În 93 avea vreo 200 de km, cam atât avea și China. Astăzi China are 81.000 de km de autostrăzi. A surclasat Statele Unite, care au în prezent 79.000 de km de autostrăzi. Doar că americanii construiesc de vreo 100 de ani. Autostrăzi. Chinezii în 23 de ani acolo, au făcut 80.000 de kilometri. Legea parteneriatului public-privat e altceva. Aveam mari așteptări de la Vasile Dâncu, care e un ardelean de-al meu, un reputat intelectual și profesor și un expert pe zona administrației. A zis că se întoarce la catedră. Da, că probabil l-a înfrânt sistemul, deși na, iarăși un gest de lașitate. Trebuie să stai să lupți. Dragilor, vă îndemn și pe voi. Sistemul nu poate fi reformat decât din interior. Și mai spun, o revoluție, o reformă nu se face cu armate de oameni și cu atât mai puțin cu generali. O reformă se face cu trei oameni, doar un vizionar, un ideolog și un strateg. Hai, dragilor, să identificăm, cum spuneai, România este un izvor nesecat și de talent, iată, vocea României, dar și de intelectual, de profesioniști. Vorbeai de medici, 6.000 de medici așa pe bandă este în fiecare an. Dar iată că se și întorc. Noi avem un spital la Sibiu în care am reușit să inversăm acel trend. Cei mai buni medici care au stat 4 până la 14 ani la stagii de perfecționare în marele centre universitare și clinici sau spitale din Europa sau America, se întorc la noi în România, la Sibiu. Asta deci pentru că Polisano e o poveste de succes. Bun. Mersi, dragule, de reclamă. Dau o bere după. Deci este de datoria noastră că până la urmă gestul lui Borza. Nu vreau nici bani, nici glorie. În 44 de ani mi le-am câștigat pe amândouă. Dar vreau să îndemn și pe alții să facă ceea ce fac eu. Pentru că e nevoie de oameni curați, e nevoie de oameni curajoși, e nevoie de oameni care să-și asume decizii. Ăsta e de fapt marele handicap al României, lipsa de asumare a decizii. Hai să terminăm cu întrebarea asta, da? Deci postul în care tu te-ai simți ca peștele în apă, că tot vorbim de hidroelectrica, într-un ipotetic eventual guvern. Într-un ipotetic eventual guvern, acum să fim și modesti, deși modestia n-a fost niciodată calitatea mea, deci am o teorie, modestia e calitatea proștilor, iar eu am avut întotdeauna o părere mai bună în ceea ce mă privește. Bun, sigur că aș putea să performez evident pe zona economică. Energia, ai spus-o și tu, economie, finanțe, transporturi, că tot vorbeam, așa e ce mult de făcut pe zona de transporturi, infrastructură feroviară, rutieră, navală, adică maritimă, fluvială, da. Ce am fost și ce am ajuns. Deci, sigur, pe zona ANAF-ul chiar, noi stăm la cel mai mic grad de colectare, invariabil, aici e problema, invariabil,
de 20 de ani, indiferent de sistemul fiscal din România, cotă progresivă, cotă unică, tot ne învârtim în jurul cozii un 32%. Cam foarte așa. Puțin față de un 80-83% în țările nordice și unde implicit acolo impozitarea ajunge la 70-75%. E, la noi chiar și cu toată relaxarea fiscalității, tot pe aici colectăm. Pentru că românul este inventiv, dar până la urmă datorie de conștiință. Fiecare român că din banii noi, noștri, din banii tăi, din banii mei, se finanțează educația, sănătatea, infrastructura, că tot vorbim de ele. Și câtă vreme avem totuși un nivel mai mult decât rezonabil al impozitelor, acestea trebuie la modul voluntar plătite. Și aici, dacă s-ar crește în fiecare an cu 1% gradul de colectare, vorbim de 1,5 miliarde de lei în plus la pușculița statului. Pentru că acum vedeți cu reducerea TVA la 20 de la anul la 19%, evident că vom depăși acel prag psihologic de 3% în deficit. Cei de la Comisia Europeană prognozează undeva un 3,7. Pe mine nu mă deranjează. La ce folos nouă că anul trecut sau acum 2 ani de zile am avut 0,7-0,8? Hai să fim serioși. Adică prefer, adică să mergem spre un 3% deficit, să putem susține și investiții, în primul rând, în aceste zone care sunt atât de deficitare și care au nevoie de finanțare. Remus Borza, mulțumesc. Alături de mine la Legile Afacerilor, la Televiziunea Română, mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru atitudine.